Bună seara, dragi copii! Să ascultăm în seara aceasta povestea Felicia, cea mai mare actriță. Felicia este cea mai frumoasă și mai fandosită dintre toate văcuțele din sat. Mereu gata să alerge și să se joace, este preferata mea. De câteva zile, tata este foarte îngrijorat pentru că Felicia doarme câte ziua de lungă. Felicia este bolnavă, spuse el, trebuie să se odihnească. Voi chema doctorul, el o va consulta, iar noi o vom îngriji. Doctorul o examină în gât, în urechi, o puse să tușească, o ascultă la inimă și, în fine, încercă să o facă să alerge pe câmpie. Dar Felicia refuză și se întoarse să se culce crescând. Doctorul se gândi o vreme și decretă: Felicia se plictisește. Ca să o distreze, tata i-o prezentă pe Piu Piu, o coțofană simpatică și foarte vorbăreață. Dar Felicia nu scoase o vorbă. Atunci, decis să rezolv problema, îi propun să ne jucăm cu păpușa. Uite cât e de frumoasă! Am o mulțime de rochițe. Muuu, îmi răspunse ea disprețuitoare. Se întoarse, închise ochii și a dormit la loc. Nicio problemă. De asta sunt sigur că am găsit soluția. Trenulețul meu electric. Muuu, rage ea antipatică. Ești urâcioasă. Nu mă mai joc cu tine. N-ai decât să stai singură. Pimpon, motanul vecinului, vine și înșoptește la ureche: Felicia doarme tot timpul pentru că preferă să danseze. În seara asta o să-ți arăt. Adu-l și pe tatăl tău. La căderea serii, Pimpon ne conduce până la un luminiș. Muzica răsună de să-ți spargă urechile. Ghiciți pe cine văd în mijlocul mulțimii, flecărind și glumind. Tata se supără. A, nu, e prea de tot. Ce actriță! O să o trimit la fermă. Nu, nu, așteaptă să vezi ce urmează, răspunde Pimpon amuzat. Dintr-o dată, Felicia se urcă pe scenă și ia microfonul. Bună seara tuturor! Vreți să cântați și să dansați cu mine? Haideți toți împreună! 1, 2 și 1, 2, 3! Și începe să cânte. Incredibil! Suntem uimiți! Ce frumoasă e! Felicia este genială, un adevărat star. Toți suntem nebuni după ea, recunoaște Pimpon. Dar de ce nu mi-a spus nimic despre asta, întreabă tata. Pentru că se teme că n-o să-i dați voie. Ba nu, mă rog, nu știu. Oricum ar fi, nu trebuie să mintă. Va fi pedepsită. O să o închid în staul. Dar tata continuă să privească spectacolul. Este mândru și eu la fel. În sfârșit, când Felicia salută mulțimea, toți aplaudă în picioare. Publicul fericit îi oferă flori și iarbă de rumegat. Tata aleargă să o îmbrățișeze. Felicia nu e pedepsită, se alege doar cu o morală. Din seara aceea, Felicia, tata și cu mine am format un grup. În fiecare sâmbătă seara dăm un spectacol și pe bune. Ne distrăm ca niște nebuni. Și așa s-a făcut că Felicia a devenit un star. Noapte bună, dragi copii!